Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. O avem invitat pe doamna dr. Monica Spânu, bine v-am regăsit! Mulțumesc, bine vă regăsesc și eu! Iar astăzi povestim despre durerile de stomac. Există un moment când apar mai frecvent durerile de stomac? Da, dacă e să o legăm de anotimpuri. Din moș-trămoș se știe că primăvara se acutizează durerile de stomac. Primăvara și toamna, de cele mai multe ori. Deși am auzit multe teorii, am citit în ultima vreme cum că nu ar avea neapărat o legătură durerile de stomac cu primăvara. Dar în cabinet, medicul constată că o persoană care are o sensibilitate gastrică, primăvara de obicei se accentuează. Putem să vorbim despre o gastrită de sezon, de exemplu? Da. Deci sensibilitatea gastrică nu înseamnă neapărat că e o patologie organică. Dar fiecare din noi avem o sensibilitate mai mare pe un anumit organ care obosește mai repede. Deci poate fi doar o sensibilitate. Aceasta în timp și dacă nu avem grijă poate ajunge la o gastrită, un ulcer gastric, un ulcer duodenal. Deci poate fi vorba de așa ceva. Mai ales dacă supra-solicităm stomacul, la fel ca orice alt organ va suferi. Îl supra-solicităm prin mâncare nesănătoasă, dacă amestecăm prea multe alimente la aceeași masă, dacă ne enervăm prea tare, stomacul are legătură cu emoțiile noastre și în acest context putem ajunge la o suferință gastrică cronică. Mai ales că de obicei primăvara avem două mini-vacanțe, una de Paște și una de 1 mai. Mini-vacanță probabil pentru noi, pentru stomac nu e chiar o mini-vacanță, atunci e un exces realmente mult prea mare ca și cantitate, ca și calitatea alimentelor și dacă stomacul nu își ia pauze de minim 4 ore, 5-6 la modul ideal între mai multe alimentări, între mai multe mese, atunci el nu apucă să-și refacă cantitatea de suc gastric. Deci va suferi în timp dacă această situație se perpetuează. Există medicamente care ne pot provoca suferința de stomacului? Există și în suferințele gastrice sunt incriminate în primul rând antiinflamatoarele. Acum sunt persoane cu suferințe osteoarticulare, multe, frecvente. Când apar durerile de oase la diferite vârste și care nu cedează, e de înțeles că omul are nevoie și va folosi antiinflamatoare. Dar sunt foarte nocive pentru stomac, mai ales când le luăm cronic, când luăm mai multe tipuri de antiinflamatoare, dacă le combinăm cu mâncare nesănătoasă, cu alcool, cu fumat sau cu alți factori de risc, atunci stomacul realmente va fi ciuruit la nivel de mucoasă, iar rezultatul va fi durerea, care întotdeauna e un semnal de alarmă și atunci facem ceva să o tratăm. Când vorbim de durere de stomac, unde anume resimțim această durere? Clasic, absolut clasic, în coșul pieptului, sub stern. Aici este durerea clasică de stomac, care poate fi o arsură, poate fi o torsiune, poate fi o greutate sau poate fi o durere surdă. De cele mai multe ori rămâne localizată la nivelul stomacului, dar frecvent poate să urce pe esofag, poate fi o regurgitare, adică vine alimentația înapoi în gură, se poate însoți și de alte simptome, de eructații, popular le numim râgâieli, care pot fi chiar dureroase uneori. Durerea aceasta poate migra și în alte locuri, dar poate merge în dreapta, de exemplu, iar aici, când migrează durerea, poate fi și confundată cauza de durere gastrică cu alte cauze. Da? Să vă dau două exemple. Dacă merge în dreapta, clasic, în bandă sau vine în umărul drept, poate fi, de fapt, o problemă biliară. Dacă merge în stânga, mai ales în numărul stâng și de-a lungul mâinii clasic până în ultimele două degete poate fi confundată o durere gastrică și e de fapt o durere cardiacă. De aceea o durere de stomac care poate părea banală. Dacă durează prea mult timp, dacă se repetă treptat, trebuie neapărat făcut totuși un control medical, pentru că poate nu-i nimic și de cele mai multe ori nu-i nimic, dar vedeți, se poate confunda cu alte boli care pot fi grave. Cum ne putem ajuta organismul să treacă mai ușor peste aceste suferințe? Deci, în primul rând, pus un diagnostic clar. Iar din punct de vedere al medicației, există gemoterapia, care ne place nouă și despre care discutăm, și există un produs, să nu spunem minune, pentru că poate e prea mult spus, dar extraordinar pentru stomac, și anume smochinul. Da, e ușor de reținut, facem o analogie. Întotdeauna când am probleme cu stomacul, mă gândesc la smochin. Extractul din muguri de smochin are două calități extraordinare. Odată că îmi reglează secreția de suc gastric,
o reglează în ambele sensuri pentru că este un modulator. Dacă secreția este prea scăzută, deci am o hipoclorhidrie, o crește. Iar dacă am o hipersecreție, o hiperaciditate gastrică, pentru care bunicii noștri luau o linguriță de bicarbonat. Și atunci se simțeau mai bine. Deci, dacă am o hipersecreție gastrică, de asemenea, extractul din muguri de smochin o readuce în limite normale. Deci, odată îmi reglează aciditatea gastrică și, în al doilea rând, la fel de important, îmi repară, îmi regenerează, îmi cicatrizează mucoasa stomacului. Pentru că, indiferent de leziune, dacă eu nu am reparat mucoasa, stomacul va da dureri în continuare. De multe ori punem durerile de stomac pe seama stresului. Au vreo legătură? Absolut că da. Întotdeauna gândiți-vă. Când ne îndrăgostim, avem fluturi în stomac. Când ne enervăm, avem un bolovan în stomac. Când avem emoții, avem diaree. Deci întreg sistemul digestiv este foarte legat de emoțiile noastre. Iar smochinul modulează răspunsul pe care corpul îl are la o emoție și mai ales tot ce acest răsună la nivel de sistem digestiv. Deci e un complex, e foarte complex smochinul. Îmi repară stomacul și mă și calmează, mă și liniștește. De aceea, în modul de administrare, îl recomand întotdeauna și dimineața, dar și seara, pentru că ajută la calmarea organismului. Și când avem probleme puțin mai grave, când vorbim deja de un ulcer... De un ulcer vechi, de o gastrită cronică, este un produs puțin mai puternic, care este poligema 1 stomac. Aceasta include două gemoterapice, smochinul și arinul negru. Împreună, acțiunea este mai profundă, dar o reparare și o reglare mai profundă. Poligema 1 stomac se folosește 2 ml de două ori pe zi, dar mai mult timp, una, două, trei luni de zile dacă este nevoie. E plină piața de frunze verzi. Avem leurd, avem lobod, avem spanac, stevie. Dacă alimentația trece brusc pe salate, putem să ne creăm singuri probleme? Pentru cei cu sensibilitate gastrică este posibil. De aceea trebuie introdusă treptat alimentația. Ei nu trebuie să facă schimbări bruște și preventiv... De la începutul primăverii e bine să ia acest extract gemoterapic din muguri de smochin una, două, trei luni de zile. Cât ar trebui să dureze dacă în general avem probleme cu stomacul la schimbările de anotimp? Ar trebui să facem o cură primăvara și una toamna? Ideal. Și una sau două luni de zile. Încă o dată, nu durează una sau două săptămâni. E greu să regenerezi un organ. Durează în medie 3 săptămâni, dar ca să fie mai eficient și ca să fie o consolidare a rezultatelor, eu recomand la durerile cronice 2 luni de zile. Primăvara, 2 luni de zile toamna. Putem să mai asociem acestor două produse și altele care să ne ajute să facem față cu brio afecțiunii? Da, și acum dacă menționați, chiar aș vrea să spun că este frecvent implicată în durerea de stomac infecția cu Helicobacter pylori. Și apropo de produsele gemoterapice, există o schemă foarte eficientă, o triplă asociere gemoterapică, așa cum în alopatie există o triplă asociere antibiotică, care de multe ori face bine, dar de multe ori încarcă prea tare organismul, sunt greu de suportat atâtea antibiotice pe o perioadă de 7, 10, 14 zile, depinde cât e folosită. Deci există o asociere de muguri de smochin împreună cu extract din mlădițe de iarbă neagră și cu extract din muguri de nuc. Deci este o triplă asociere de gemoterapice pe care dacă ia persoana respectivă o utilizează 2-3 luni de zile, sunt multe cazuri documentate în care infecția cu Helicobacter pylori a fost eradicată, fără antibiotice, doar cu acest tratament gemoterapic. Foarte mulți telespectatori ar trebui să fie foarte atenți la ceea ce ați spus acum. Da, și repet atunci, ar fi extract din mlădițe de iarbă neagră 2 ml dimineață, extract din muguri de nuc 2 ml la prânz și extract din muguri de smochin 2 ml seara, 2-3 luni de zile, cu multiple efecte benefice, inclusiv pe această păcătoasă infecție cu Helicobacter pylori de care multă lume se teme, pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Cei care în general au probleme cu stomacul, de ce alimente ar trebui să se ferească? În primul rând, să amestece prea multe alimente la aceeași masă, diverse, felul 1, felul 2, felul 3, ar trebui să mănânce mai puțin, cantitativ. Să evite categoric tot ce înseamnă alcool, tutun, alimente iuți, alimente prea fierbinți, alimente prea reci, să mănânce mai puține mese pe zi și mai puțină cantitativ.
cel puțin 2 săptămâni pe lună. Deci e un fel de dietă restrictivă, fără alimente grase, fără alimente prăjite, fără prea multe alimente concentrate și procesate. Supe, ou fiert tare este indicat, brânză slabă de vaci, pâine făcută în casă din mai multe cereale. Și dacă se poate să fie și integrală. Exact. Iar verdețurile, exact cum ați menționat, introduse treptat. Sunt foarte eficiente, dar introduse treptat. Tărâțele, de asemenea, fac foarte bine în alimentație. Propolisul face foarte bine. Poate fi consumat 2 săptămâni pe lună cu rezultate foarte, foarte bune. Poate fi mestecat. Este extractul solid de propolis, dar cu rezultate foarte bune în patologia gastrică. Bun. Aveți câteva alte sfaturi pentru pacienții care de obicei se confruntă cu probleme de stomac? E foarte important controlul emoțional. Ajungem din nou la această discuție. Practic, în orice patologie, controlul emoțional are un răsunet benefic. Emoțiile negative ne consumă energia, emoțiile negative ne acidifică corpul și atunci generează și întreține diferite leziuni. Întotdeauna somnul este foarte important. E bine să ne culcăm undeva cel târziu pe la ora 11 noaptea, pentru că inclusiv organele noastre, stomacul, ficatul, rinichiul, peste noapte trebuie să ia o pauză și să se regenereze. Dacă noi mâncăm ultima masă după ora 8, stomacul, în loc să se relaxeze, peste noapte va munci din greu. Ficatul de asemenea. Dimineața vor fi obosite și nu vor funcționa suficient și eficient. De asemenea, sportul. Ai zice că nu are nicio legătură sportul cu stomacul și intestinul. Dar sportul este foarte important. 30 de minute pe zi de sport moderat. Un alergat ușor, o bicicletă, în not, făcut câteva mișcări de exerciții fizice acasă, este foarte important pentru că practic modulează toate secrețiile din organism. De substanțe, atât la nivel de sistem nervos, atât la nivel de secreții gastrice, hepatice, digestive, toate sunt reglate de către mișcare. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Cu mult drag și multă sănătate! Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine!